Bună ziua la... sau bună seara mai bine spus, bine ați venit la, la un nou video, știu că nu fac des, dar am spus acum, având un nou mic setup, să spunem așa, uh, am zis să-l prezint, știu că e cam târziu, puteam să-l fac și mâine și asta, dar uh, pentru cei care nu știu, uh, arătăm un pic din micul setup... Uh, care îl folosesc pentru life uri sau cel puțin uh, unde mă distrez și eu. Aici, cum vedeți, e calculatorul care îl folosesc. Da? Nu știu ce scrie pe acolo, trebuie să-l mai șterg și eu un pic. Acolo e unul, aici sunt mai multe de astea, uh, ventilatoare și chestii. Un i7-7700 uh, de 32 de giga plus o placă video Uh, GTX 1070 de 8 GB, Da, sunt chestii care nu sunt importante. Da. Aici sunt cablurile care am încercat să le mai ascund și eu cât de cât. Ceea ce vedeți... Uh, uh, da, un mousepad, mama întreagă. Cum se numește? Cred că așa se numește. Cu, se schimbă luminițe, chestii. Tastatura, cum o vedeți, un Hyper X de la RGB. Filipă, LPP <gânguie> Nu știu să vă spun, mă băieți. Da, ai nu știu. Monitorul care e principal plus camera. Camera e un Logitech StreamCam uh, Costă 170 de euro. Sunt altele mai bune. Ce nu sește aici este o lumină. Da? Că lumina o dau de, o dau de aici. Uitați-vă. Dita mai lumina uh, care înține green screen aici în spate. Da? Bun. Primul monitor este un LG Ultra Gear în 4K, o secundă tipul de reacție, de 28 de polici, da? 28 de țoli. Cel de lângă el este un AOC de 144 de Hz și el, dar nu e 4K, e 1080. Dar nu știu ce văd acolo. Bine, ei... trebuia să închidă astea, dar nu mai. Hai că ați văd. Nu vă mai interesează. Bun. Joystick-ul este un scaf controller de la PlayStation. Da? Este... O costat un pic mai mult. Scaunul cu licență Sony, după cum vedeți. Non-uț. L-am achiziționat cât... Acum cât de curând. Acolo este PlayStation 5 plus căștile Astro A40. Acolo e lumină care trebuie să bată invers, da? Care mi-e trebuie aici în față. Că nu o să pun, o să pun și pe aia. Oricum, e mai mult ordine față dinainte, cei care știu. Țineam aici nebunie de cabluri. Acolo este mix sample de la căști. Care folosesc la, la căștile mele, care funcționează prin, prin optic. Este și un cinci, aici câteva jocuri, șauca, la goală și pe aici niște o cărță de chestii ascunse pe acolo, pe acolo, pe acolo, un joystick, o chestie. Aici este screen screen-ul care e pus așa. Da, aici mai avem un televizor care nu-l folosim pe lângă chestia asta aici. Asta e camera mea de gaming, da, nu ieșim mai departe, am pus mai că mai erau vă, câteva perechi pe aici de papuci și ce și mân. În... Eu, stai. Nu trebuie să mai, nu mai contează. Ok. Bun. Cam atât de la mine. Voiam să arăt așa pentru cei care sunteți noi pe canal, nu de altceva. Numai că nu am prea multe chestii ce să, să vă arăt. Sunt ca și voi, nu-i nimic senzațional, nu-i nimic ieșit din comun. E pur și simplu standard. E o cameră de gaming standard unde să te joci, să te simți bine și să mai uiți de alte chestii. Hai, v-a saltat? N-am stat să explic exact totul, dar hai, lăsați și voi un like acolo sau un dislike și ne auzim. Hai, ciao.